Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm să fim după masa aceasta împreună cu dumneavoastră și e un mare har, pentru că încă putem să acumulăm, să adunăm un de lemn în vas. Fecioară, grăbește să strângi un de lemnul în vas, îți adună rezervă. Îi mulțumim Domnului pentru acest timp de har, de libertate. Mulțumim Domnului pentru că am avut 3 zile binecuvântate de post și rugăciune, cum spunea și fratele, și am putut să ne încărcăm vasul nostru. Și vrem cu toții să ne umplem de Duhul Său ce Sfânt. Vom cânta această cântare, e destul de cunoscută, să unim cu toții și să o cântăm. O trâmbiță noapte va răsuna, nu da ațipire la ploape. Stai trează, veghează, nu renunța. Fecioară, plecarea e aproape. Domnul să ne ajute să fim cu toți gata de a-L întâmpina pe El, pe norii cerului. Amin. Fecioară, grăbește să strângi un de lemn în vas, să-ți adună rezervă. Candela să-ți ardă în noaptea adâncă și somnul să nu te cuprindă. O trâmbiță noapte va răsuna, nu da ațipire la cap. Se aprinde și întreg pământul cuprinde. O trâmbiță noapte va răsuna, nu da ațipire la ploape. Stai trează, veghează, nu renunța, fecioară, plecarea e aproape. Socorită, răbdarea-ți va fi răsplătită.